Domnilor și domnilor consilieri, ședința extraordinară a Consiliului Local al Comunei Grijului Subacru, întâlnită astăzi, 19 iulie 2021, este legal constituită și își poate desfășura lucrările. La ședință participă un număr de 10 consilieri, dintr-un total de 14. Lipsesc motivatul domnul consilier Lungu Nicolae, care se află în spital, domnul consilier Coacă Vasile Gabi, care este plecat în străinătate, domnul Surugiu Daniel, care este plecat în străinătate, și domnul Busiu Chionel, care cumva întârzie, probabil va ajunge mai târziu sau nu, că nu reușim să ajungă. Bun. Deci, fiind ședința legal constituită, noi avem un președinte de ședință deja ales, în persoana domnului Dana Banalin. Și ne dorim să avem o ședință constructivă și cu foarte bine... Domnul președinte, dacă permiteți. Și face apelatura domnul secretar să ne spună dacă sunt îndeplinite condiții legale și pe fiecare proiect în parte. Care numește proiecte de rectificare și de organigramă, în special cele două proiecte, dacă se întrunesc condițiile de a fi supuse la vot astăzi sau... Da, comisiile de specialitate au fost consultate. Nu la comisii mă referam. Mă referam la proiectele în sine, dacă suntem numărul necesar de consilieri. Suntem și opuse la vot. Da? Și bine, deci poate, deci poate suntem 2-3, dar nu suntem 14 consilieri în momentul acesta. Cu câte voturi ar trebui majoritatea să stea cu 8. 8. 8. Da. Da. Înseamnă că a fost mai tot. Și mai tare, dar nu au trebuit. Nu au trebuit. Nu au simplu, da. Da, bun, ca să știm de la început. Deci, bugetul, la bugetul este de 8. La asta vă referiți. Johnny. Domnul Johnny. La asta te refer la bugetul trece cu 8. Da, domnule, da. Cât da, domnule. Cât e votul majoritar? Chiar acum suntem în ședință. Un piculeț, ca sunată. Nu poți să nu vreți lucrărilor acestei ședințe cu succes. Și să vă spun că și eu sunt de acord, am primit documentația în toate. Sunt toate problemele, așa cum sunt cu scriptorul primar. Și vă urez succes. Da, Doamne ajută, multă sănătate, domnul Lungu. Eu am lăsat să audă și întreaga ședință, intervenția dumneavoastră. Vă mulțumim mult, vă urăm multă sănătate, aveți grijă, numai bine, ne vedem cu bine. Mulțumim mult! Dumneavoastră și dumneavoastră, domnul Lungu, numai bine, sănătate, să trăiți. Mulțumim mult pentru apel. Să trăiți sănătate, să trăiți, mulțumim. Mă scuzați, domnul Lungu a intervenit în plenul ședinței. Da. Așa. Nici. Acum, domnul președinte, da. Nu, întâi procesul verbal să... Dacă avem ceva de adăugat la procesul verbal de la ședința anterioară, dacă nu... Este cineva împotrivă? Să abține cineva? Cine este Petru? Nu fără de domnul Demos, nu? Ați găsit cineva? Deci, da. Da. Deci tu și cu... Am fost. Păi ăsta cum sună? Cu o singură... cu o singură abținere. Da. Mulțumesc. Cu un nou votul Petru și o abținere. Da. Bun. Dăm citire ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Liber Județul Bacău pe anul 2021, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. 2. Proiect de hotărâre privind primirea UAT Bereș Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, și modificarea actului constitutiv și al statutului acesteia, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statul de funcții pentru aparatul de specialitate și a structurilor subordonate Consiliului Local Livez, Județul Bacău, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. 4. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor, cadru, pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor, cadru, de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru perioada 2021-2023.
inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Și punem la vot cele 4 puncte pe ordinea de zi. Cine este pentru, vă rog frumos? Da. Cu 10 voturi pentru, a fost aprobat. Da. Dat fiind citirea ordinei de zi, aș da cuvântul și domnului primar, dacă are ceva să ne spună, ce s-a mai întâmplat, ce în perioada de la ultima ședință. Da. Bună ziua, dragi consilieri. Ședința Consiliului Local de astăzi. Am pus pe ordinea de zi 4 puncte. Sunt 4 puncte care sunt foarte importante. Începând cu proiectul de rectificare de buget, organigrama și statul de funcție al primăriei Rives, proiectul care ne-a cerut ADIBU pentru a mai primi un nou membru în cadrul asociației, este vorba de Comuna Bereș-Bistrița. Și aș vrea să adaug aici la această luare de cuvânt faptul că în ultima perioadă am început lucrările de reabilitare a drumurilor comunale. Am început cu Orășa, Livezu, o să continuăm cu Bălăneasa, dar aici, în momentul în care discut, avem o comisie de la județ pe evaluarea drumului comunal din Bălăneasa și Orășa. În urma precipitațiilor din 11 iulie, în care aceste zone au fost afectate de ploi. În acest, ca urmare a acestui lucru, n-am putut să derulăm lucrări în Bălăneasa, cu toate că acel drum este deteriorat total. Dar în urma comisiei o să încercăm să, poate chiar de astăzi după amiază, să ne deplasăm pe Bălăneasa să așezăm din nou acel drum. Am făcut o deplasare la București. Am verificat proiectele care le aveam în derulare. Mă refer aici la Căminul Cultural, care se află la CNI. Deja suntem în linie dreaptă și o să dăm ordin de începere, o să primească ordin de începere constructorul. Mai trebuie făcute ridicările și predarea amplasamentului. Cred că în două zile acest lucru va fi final și constructorul să înceapă lucrarea. PNDL 1, PNDL 2. La PNDL 1 avem problemă cu constructorul. I-am dat ordin de începere, nu s-a prezentat. În contract avem o clauză care este spre avantajul nostru. Încercăm cu specialiștii și cu ministerul, am avut adresă la Ministerul Dezvoltării, să putem cesiona acele restul de executat. Trebuie făcut o comisie din proiectant, diriginte de șantier, reprezentanții UAT, reprezentanții Ministerului, să mergem în teren și să deblocăm această problemă. După cum știți, contractul de finanțare a fost până la finele anului 2020. Am reușit de a-mi dat prelungire încă 2 ani, am semnat contractul cu domnul ministru Ceche, dar avem nevoie și de un constructor care să se implice și să ducem la final acest proiect. Cam atât am avut să vă spun, pentru că eu trebuie să ajung și în acea comisie pe teren. Aș vrea să dau drumul la ședință și să vedem dacă aceste proiecte care eu vi le-am propus astăzi vor trece sau nu vor trece. Da, mulțumim, domnul primar. Atunci o să trecem la primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Livezu, județul Bacău, pe anul 2021, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Da. Comisia de specialitate numărul 1 și-a dat aviz favorabil, comisia de specialitate numărul 2 și-a dat favorabil și numărul 3 și-a dat aviz favorabil. Da, deci sunt avize favorabile. Atunci o să întreb domnii consilieri dacă au ceva de
Au vreo întrebare, ceva de... Da? Primul este domnul Crăciun Giurgiu, domnul consilier. Altcineva? Nu este? Nu. Aveți cuvânt, domnul consilier. Da, mulțumesc, domnule președinte. Nu aș avea multe de comentat și nici nu vă spun din stat că nu voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre. Voi fi pentru, numai că aș vrea să se înțeleagă așa cum am fost pentru și la votarea bugetului, chiar dacă a fost votat așa cum a fost votat, să se înțeleagă că nu suntem noi cei care suntem împotriva dezvoltării acestei comunități și așa cum emise și din proiectul de hotărâre, din păcate, vă piedicați singuri în dezvoltare sau, eu știu, în cifrele pe care le puneți în buget. Dovadă să stă și sintagma care a spus un proiect de hotărâre, deoarece la data aprobării bugetului, lista de investiții nu a fost conformă cerințelor actuale. Și s-a impus reactualizarea acestea. Adică, haideți să facem, doamne, ceea ce am mai spus și până acum, ca să putem să facem treabă. Totuși a trecut o jumătate de an, de când un an acuși, bine, a trecut jumătate de an de la votarea bugetului. Nu vrem să fim părtași cu dumneavoastră la nedezvoltarea acestei comuni. Bani sunt, 7-7 miliarde în acest buget, aveți cu ce face treabă, succes vă urăm în continuare și vă vota cu două mâini, din nou, rectificarea asta. Probabil data asta le-ați așezat, așa cum trebuie. Cu toate că, față de lista aceea de investiții pe care ne-ați propus-o la început dumneavoastră, o listă mare cu tot felul de proiecte, acum se regăsesc doar capete de proiecte sau, eu știu, continuarea unor proiecte și este spre bucuria mea și a colegilor mei care venim din vechiul legislativ, că doriți să continuați o serie de proiecte, cum ar fi PNDR 1, PNDR 2, Căminul Cultural, probabil și grădinița, când o văd aici, aveți niște studii pe care le faceți, dar nu se regăsesc acele proiecte avangardiste, ca să-i spunem așa, cu care ați deschis acest mandat. Vă urez succes și vă spun că votez cu două mâini rectificarea bugetului, numai să se ducă la împlinire ceea ce v-a spus. Atât. Da, mulțumim, domnul primar, vrea să dați un răspuns la ceea ce spune dumneavoastră. Da. Sau, da. Da, domnul Crăciun, este foarte delicat să amintim de mandatul trecut, din care și eu am făcut parte, după cum bine știți. Trei ani am făcut parte din... Am fost ordonator principal de credit, iar contractul semnat pe PNDL 2 este semnat de mine. La Căminul Cultural, rezilierea și tot ce s-a întâmplat acolo a fost tot de mine continuate. PNDL 1, dacă după cum bine știți, primul constructor a abandonat și a trebuit să începem procedurile din nou, care asta înseamnă timp și ani. Constructorul care a început lucrarea în 2014, știți ce s-a întâmplat cu el, a subcontractat acea lucrare, a trebuit să reziliem contractul și a reziliat acel contract. Pentru că... Și nu, era TEL drumul, deci la plecarea, când a semnat dreastră contractul, a semnat cu TEL 2 sau cu TEL 2, una din firmele astea, fantomă. Rezilierea acelui contract cu acea societate a fost făcută de mine. Continuarea a fost turnarea asfaltului pe restul de executat. Acum suntem la faza de rigole în satele Prăjoaia, Scăriga, unde bine știți, în satul Prăjoaia, în partea de sus a satului, acele rigole nu s-au terminat. Probleme cu apa am avut tot timpul datorită faptului că cetățenii, ca să-și facă accesul la locuință, au fundat acele șanțuri de pământ. Podurile și podețele au fost cum au fost făcute. Acum încercăm din nou să găsim o soluție și să continuăm acele lucrări care au fost lăsate de constructor. Acum nu e vina nimănui, constructorul știți cum e. Vine la o licitație, vine la, păi vedeți, constructorul vine la licitație, noi nu avem nicio putere în acel fel, în acest sens. Ei au venit, ne-au creat probleme la toți, inclusiv la cetățeni și nouă, iar
Iar eu încerc să deblochez această situație în care poate, nu știu, anul ăsta sperăm să terminăm și să facem recepția finală la acel proiect. Nu dar vreau să fie. Nu vreau să fie. Da. Da. Domnul secretar, supunem la vot adoptarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru, vă rog frumos? Trecem la punctul numărul 2 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind primirea UAT Bereș Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisiile... Domnul ce? Nu, pur și simplu, ne-a sunat să ne... Să ne dea, dar nu s-a prezentat. N-am votat, n-ai putea să, adică, mă gândeam că putea să-și dea și electronic, așa, nu? Nu, pentru că n-am stabilit, nu e o structură. Nu trebuie stabilit. Nu trebuie stabilit. Este regulament, dar trebuie făcut o aplicație. Da, e mai complicat această. Da, comisie de specialitate numărul 1, aviz favorabil, numărul 2, aviz favorabil, numărul 3, aviz favorabil, cele trei comisii. Da. Bun. Aveți ceva de adăugat la acest proiect? Sau vrea cineva să menționeze ceva? La proiectul numărul 2? La proiectul numărul 2. Adivă cu Bereș Bistrița. Dacă nu este... Eu cred că lucrurile sunt clare, sunt simple. Se înțelege. Un nou membru vrea să se alipească celor din acea asociație. Eu, din punctul meu de vedere, cred că lucrurile sunt clare. Nu trebuie să obstrucționăm acest lucru și să fim de acord. Supunem la vot, domnul secretar. Cine este pentru, vă rog frumos? 10 voturi pentru. Unanimitate votul, domnul președinte. Da. Putem trece la următorul punct? Da. Da. Punctul numărul 3 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statul de funcții pentru aparatul de specialitate și a structurilor subordonate Consiliului Local Nevez, județul Bacău, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. E stat de funcție, nu stat. E stat de funcție. Statul de funcție. Stat de funcție. Da, nu știu. Statul e de funcție. Așa. Comisia de specialitate numărul 1. Da? Comisia 1 dă aviz favorabil. Comisia de specialitate numărul 2 aviz favorabil. Comisia de specialitate numărul 3 aviz favorabil. Așa. Dacă vrea cineva să adaugi ceva la acest proiect, la domnul consilier Căciunjoni, iar cineva, domnul consilier Căciunjoni, da? Da? Domnul consilier Căciunjoni. Mai întâi cred că era bine dacă îi prezenta un pic domnul primar, îmi spunea câteva cuvinte. Am citit o notă de fundamentală aici. Da. Probabil nu cred că mai are rost să mai vorbească, că se spune foarte multe lucruri aici. Doar că am constatat niște lucruri. Se dorește, într-adevăr, funcționarea aparatului de specialitate, așa cum, bineînțeles, fiecare dorește să-ți și lasfieze. Doar că sunt și niște lucruri aici care probabil vin din trecut sau sunt chestii, să le spunem pe lume, de răzbunare, asupra unor angajați. Dar ce am constatat că dacă, eu știu, s-a pus pata pe cineva care, să zicem că stă degeaba, nu cred că ar mai avea rost să mai angajezi pe altcineva care să stea degeaba. Dacă tot ai unul care stă degeaba, lasă-l să stea degeaba, dacă în opinia dumneavoastră este așa. Eu consider că era un aparat de specialitate cu oameni de valoare, am înțeles de la dumneavoastră că s-au făcut evaluări, oamenii au primit niște calificative, bine, foarte bine, mai puțin bine. Și lucrurile mergeau. Se pare că nu. Adică mă refer aici la un post. Mi-a sărit în ochi așa, de contractual, pe de asistență socială, în condițiile în care avem, cred că, cu mult peste 100 și ceva de dosare de ajutor social. Avem
foarte multe persoane cu handicap, avem foarte multe probleme sociale în comunitate. Cred că activitatea din cadrul acelui serviciu și trăim în continuare într-o lume în care probleme sociale apar zi de zi. Cred că putea să... Sau eu știu, era necesar, pentru că din câte știu, sau când a fost înființat acel post, tot cu hotărârea Consiliului Local, am considerat că aveam, într-adevăr, probleme și era justificat postul. Mai văd aici că doriți să angajați lucrani, tineraje, în condițiile în care aveam, eram plin de lucrani aici pe aici și șoferi. Da, se pare că sunt mai bun la coasă decât la să pornească mașina de pompieri. Da, ce să spun, despre acest proiect de hotărâre mă voi abține sau chiar voi vota împotriva acestui proiect de hotărâre. Da, mă stăm. Da. Domnul primar, trebuie să pună și eu la primit. Da, sau... Da, haideți și dumneavoastră, domnul consilier, Costea Dan. Am văzut aici, domnul primar, că aveți un post pentru mecanic drag și greu, pentru drag și greu, ce se întâmplă? Deci, șofer, ați fi de... Da, e urmă de postul ăla, care ne învințăm acum. Da? Deci, știți cum zicești. De șofer, bubuiesc în lături. Deci, este postul. Hai să... Mai aveți o întrebare? Îți faci întrebare acum și... Șofer, mecanic. E mecanic. Mecanic nu doar. Da. Era, noi acum la SVS nu avem niciun angajat. Da. Cine? Avem noi angajat. Două posturi ocupate, lasă-vă pe... Așa. Spuneți-vă postul, da? Așa, și... Și dacă vă uitați în spate, deci... Nu vreau să... Nu vă uitați în spate, deci poșească două posturi ocupate. Da? Sunt două posturi. Da, așa. Care sunt ocupate, cu șoferul și cu... Așa. Cu inspector. Da? E regulat? Da. Bun. Ați verificat? Da. Da. Și ar mai fi nevoie de un post, nu? Acel post de șofer mecanic utilaj greu este, l-am înființat pentru achiziționarea acelui tractor care, v-am spus și dumneavoastră, ați votat pe fonduri europene, în care punctajul se face și dacă avem în organigramă un nou post înființat. Adică un punctaj mai mare ca să putem accesa. Și tocmai de aceea l-am înființat, dar nu, deci până când nu o să vină acel utilaj, nu o să angajăm pe nimeni. El la trebuie să l-am prins în organigramă. La serviciu voluntar de fel de urgență avem doi angajați, da? Da. Și nu mai de un șef. Da, nu. Nu. Șeful SVSU este prin cumul de funcție, nu este decis, s-a atribuit și sarcini de serviciu. Și trebuie să ființăm acel post, pentru că ne solicită... Ca să pasă. Da, ca să putem figura ca și... Da? E în regulă? Da. Atât. Atunci, domnul secretar, putem să punem la vot acest proiect. Acum, haideți să clarificăm, să clarificăm un pic problema cu asistența, cu asistența socială. Da? Eu nu am nici răzbunări, nici afinități în primărie. După cum bine știți, nu am nici prieteni, nici dușmani. Primarul își așează compartimentele în felul în care trebuie să performeze. Revin, dacă vă simțiți, domnul Crăciun, lezat cu, nu știu, cu vreo problemă pe, pe acel compartiment, puteți să spuneți... Nu personal și nu luați în nume personal. Am discutat în calitate de consilier local. Da. Dumneavoastră... Nici am dat nume și nici nu... Eu am spus că comuna diferită este o comunitate cu probleme sociale foarte multe. Da. Și volumul de activitate. Așa este. Și așa sunt probleme. Toată lumea se plânge când se completează cereri, când sunt diverse solicitări sociale aici, niciodată nu
serviciile nu corespund. Deci nu corespundeau nici cu două persoane, nu știu că tot se corespundă și cu una. Așa am înțeles că și acolo mai sunt lucruri. Îmi plăcea una de soare. Asta e. Nu mă faceți. Dacă vreți să mergem mai detaliu. Nu vreau să faceți cum acela al doilea post, ăsta a fost înființat. Vă cum bine a spus, da? Lege, este așa, lege. Este lege. Dar nu ați cum și eu acum, printr-o lege în care Consiliul Local hotărăște. Nu v-ați hotărât. Eu vă simt că sunteți un pic supărat, dar vreau să vă spun că acel compartiment nu merge tocmai cum ar trebui să meargă. Și dacă vreți mai multe detalii, o să le discutăm în particular, pentru că sunt lucruri care nu vreau, care nu vreau. Dar acel compartiment, vă garantez eu că o să funcționeze. Nu înseamnă că dacă este un singur angajat, un alt angajat din alt sector care așa nu o să ajute pe persoana care va rămâne în cadrul acelui compartiment. Da, vă mulțumesc. Da. Așa, mai sunt discuții sau nu? Nu. Da, să punem la vot adoptarea acestui proiect de hotărâre. Cine este pentru vă? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Eu m-am împotrivă. Deci, abține sau împotrivă? Abține sau împotrivă? Nu e aceeași. Deci, 1, 2, 3. Știți, domnul primar acum a spus de glumă. S-a mai încercat toate chestia asta și a fost dată în judecată. Așa, nu mai depune emoție. A, cum va avea Dumnezeu? Știți că ce-am de am ieșit, da. La acel moment, primăria nu a făcut niciun demers pentru a-și duce la îndeplinire. Nu asta este problema. Problema este că trebuie să funcționăm și să venim în sprijinul cetățenilor. Nu vreau să vorbesc mai mult. Nu să-i încurcăm. Da? Cei care consideră că încurcă, ar fi mai bine să de la început să facă cumva, ori să meargă lucrurile cum trebuiesc, ori să ne les în pace, știți? Da. Pentru că, v-am spus, nu vreau să discutăm în ședința de astăzi problemele care au apărut pe acel compartiment. Da, domnule. Dacă trebuie două secunde, poate în felul ăsta ne-a justificat și votul de la Domnul Mare, primarul are puțin și pâinea mână. Poate să facă așa, după cum dorești, ca să-i meargă treburile cum trebuie. M-aș fi așteptat în situația respectivă, până a renunța la postul ăsta, că totuși, eu cred că e nevoie de postul ăsta, mi-aș spune că o să derogați, dacă puțin altor angajați al primării. M-aș fi așteptat să treacă prin niște, bună, renunță mele, dar poate persoana respectivă, pe care am înțeles, nu știu dacă să dezvolt subiectul, ar fi trebuit sancționată, făcută, adică trecut mai multe etape până ajunge să renunțăm pur și simplu la un post într-un organigramă. Pentru că nu ar vrea să fiu rătăcios. Totuși sunt posturi ocupate care n-au întrebat nimeni. Cum? Eu înțeleg mai mult, dar doar asta zic. Poate că să putem face mai așa, mai altfel, ca să vă... Bun, absența spune. Păi asta vreau să spun. Ați sancționat persoana respectivă, adică a trecut prin niște etape? Sau pur și există o comisie de decizie. Adică nu se va întreba în felul ăsta așa, nu? De la evaluare. Da. Deci de la evaluare. Adică ca să înțeleg că în loc să progreseze, s-au dus mai în jos, nu? Păi, da. Tocmai de asta e problemă. Da, se trebuie ajutat. Da. Bun. Da. Doamna consilieră. Da, voiam să vin cu precizarea că eu am fost persoana care am venit în urmă cu 2 sau 3 ani aproximativ cu problema. Acum sunt casat 5 lei, 10 lei, 15 lei, sume diferite pentru un formular care se completa la mărirea care o primeau pentru alocații copiii. La momentul respectiv, dumneavoastră a zis că s-a ajuns în tribunal. Vreau să vă spun că am fost cea care a oprit, adică n-am făcut nimic scris, pentru a nu leza una din salariatele mele care trebuia să facă chestia respectivă, da?
Și neavând la mână cu ce să mergem la tribunal, logic că s-au plecat. Dar concret că nu s-a înțeles nimic din discursul dumneavoastră. Ce ați spus? Despre cine era vorba? În compartimentul respectiv? Cine în compartimentul respectiv. Cineva în casa. Sume diferite. 5 lei, 10 lei, 15 lei. Și eu vă spun de ce. Deci vedeți că până nu s-a ajuns la o răzbunare. Adică, nu, nici o răzbunare. Aia a fost. Deci domnul Costea a venit cu precizarea că s-a ajuns în tribunal la vremea respectivă și nu s-a soluționat. Nu s-a ajuns cu problema. S-a ajuns cu altceva. S-a mai inițiat o hotărâre. S-a mai inițiat o hotărâre. Deci ne-am trezit și oamenii nu s-a făcut în instanță. Și ați spus de emoția asta că am venit. Da. Eu pe vremea respectivă nu eram consilier. Eu am venit ca simplu cetățean în ședința respectivă. Pentru că aveam 12 salariate în comune diferite, dintre care 5 în comuna Livezi, care una a plătit 5 lei pentru un formular, fără să primească chitanță niciuna. 5 lei, 10 lei, 15 lei. La caserie era o problemă? Nu știu, nu caseria, pentru că nu cel de la caserie încasat. Nu știu. Deci, persoana de la compartimentul respectiv încasat. Mă rog, deci nu fac legătură între ceea ce se întâmplă astăzi. La magazină vreau dați bol la toată lumea? La efectiv toată lumea. O spun în fața camerelor și toată lumea care vine la magazin poate confirma. Dați-mi și mie, hai să vă vedeți și eu, dar vă spun la urmă. La acel moment, ca să vă spun, erau acele formulare, domnul Crăciun. Și alea erau gratuite, da? Deci, au fost gratuite, iar doamna Bejnaru v-a prezentat exact situația ce s-a întâmplat la acel moment. Am spus că nu sunt dovezi, n-am putut dovedi ceva. Păi bun, pentru că nu s-au depus sesizări, lucrurile au rămas și doamna Bejnaru a justificat de ce nu s-au depus la acel moment, pentru că, nu știu, s-a întâmplat ceva. Dar la ora când s-a întâmplat, nu asta este problema. Acum se pare că acum avem alte probleme care se pare poate și mai, nu știu. Vedem la momentul. Da, haideți să trecem. Sunteți gata, domnule secretar? Așa, cu acest prin natura vizii politice pe care o fac, mă duce spre la fel ca și pe partea asta mai socială, așa, să avem grijă și de oameni, nu numai. Eu vă garantez că pe partea socială sunt omul care mă implic și m-am implicat dintotdeauna. Deci personal mă implic pe acel sector. Și personal m-am implicat și acum când dumneavoastră ați văzut că m-am pus un proiect de hotărâre pe ordinea de zi. Da? Acolo avem probleme. Deci sunt probleme. În primul rând de comportament. Și nu este în regulă ca un cetățean din comuna Livezi, indiferent de unde, cum sau ce face în viața asta, să fie înjosit când vine la primărie. Sau să vorbească pe un ton care nu este la locul. Eu cred și știu că nu este un compartiment ușor. Și nu neg acest lucru. Dar sau este o justificare clară de cetățean care na, păi aveți în expunerea de motiv. Aici ce ați spus dumneavoastră doar din lipsa fondurilor așa, nu prea se justifică. Aveți în expunere. Am văzut lipsa, pentru aia n-ar fi, dar pentru aia sunt. Sau eu știu... Da. Nu sună bine că nu sunt bani. Salarii sunt știți mai bine că sunt bani. Inclusiv asta s-a învățat la rectificarea asta, am învățat să aveți bani și salarii. Nu e o justificare concretă că nu sunt bani să-i plătești acel post. Nu. Dar asta este problema noastră, de aici încolo e problema noastră, nu mai. Dar nu este etapa de disciplină, da? Am înțeles. Dar măcar dacă spuneați în justificare și disciplina asta, indisciplină, disciplină, absență, să știu. Dar să știm și noi, corect, alea, susține pe cineva care nu vine la treabă. Nu e corect. Dar gata, s-a votat, s-a trecut ce este, dacă se merge mai departe. Nu, mi-a zis Gione. Mi-a zis Gione acum. Dar nu, noi până acum nu ai anunțat. Sfântul Daniel este lui acum. Nu suntem în plenul de ședință. Deci v-am considerat absentul motivat, că sunteți plecat în străinătate, da?
Bine, la revedere. La revedere, da. Surugiu Daniel mi-a sunat, spune că este plecat în spune. Da. Și să întărească motivarea. Da, motivarea. Așa, trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor, cadru pentru achiziția produselor și a contractelor, acordurilor, cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2021-2023. Inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Comisia de specialitate numărul 1, dat aviz favorabil. Comisia de specialitate numărul 2, aviz favorabil. Comisia de specialitate numărul 3, aviz favorabil. Da. Dacă vrea să... Da. Dacă dintre dumneavoastră aveți ceva, o întrebare la acest punct? Da, se pare că nu. Ce vrea? Ce să ne asumăm noi? Ce să... Păi, asumare sau neasumare? Ce înseamnă? Ori ne asumăm noi să mergem pe licitație și să căutăm un furnizor care să ne asigure acel pentru anul 2021-2022 acele produse, cornul și laptele, care îl știm cu toții, ori și îl asumă Consiliul Local. Asta ar însemna să avem, să facem noi licitații, să găsăm furnizorul, să avem camere frig pentru a depozita acele materiale. Iar Consiliul... E un program care merge foarte jos, să ne asumăm și... Da, iar cei de la Consiliul Județean, care s-au ocupat până acum, având și infrastructura necesară, mă refer aici la ceea ce înseamnă tot ce v-am prezentat eu în față, nu știu, camere frig, frigideri, tot ce au ei și... inclusiv licitațiile care le-au făcut cu anumiți furnizori, sunt în măsură să ducă în continuare acest proiect. Numai că noi trebuia să spunem dacă suntem de acord să facem noi toată această cheltuială și să fim responsabili de ceea ce se întâmplă, sau le fac ei pentru că ei sunt în măsură, au mai făcut, știu ce au de făcut și tocmai de asta. Și dumneavoastră ați votat pentru neasumare. Acum, da, poate ar fi fost bine să aducă vizor din zonă, dar nu sunt da, la nivelul ăsta. Considerați că programul ăsta Cornul și Laptele a fost un benefic pentru elevii de Cornul. A fost ok, aveți ceva de comentat la gândire la chestia asta? Pentru că dacă sumele de bani pentru așa ceva ar exista din alte surse, și dumneavoastră constatați sau ați constatat că nu e ok, poate mi-aș fi asumat răspundere și băi, fratele, hai să-mi asum răspunderea și fac ceva ca să fie mai mulțumită. Nu știu, acum dumneavoastră știți mai bine ce acolo. Eu nu cunosc situația. Un loc din muncă acolo mai era, pe acolo. Și dacă, într-adevăr, banii ăștia nu sunt nici condiționați în bugetul local, să urmă, uite, trebuie să luați de aici, da? Eu nu știu care e situația cu copiii. Cred că pentru binele copiilor, dacă mișcarea asta a fost una în interesul lor, nu are ce problemă, putea să... Nu știu, nu folosesc prea multe amănunte. Nu vrei la nivel național. Iar aceștia, să știți că sunt copii care așteaptă acele produse. Și din perioada cât am fost în primărie și în perioada actuală, n-am avut niciodată sesizări de la părinți, nu știu, de la, că ar fi o problemă cu acele produse, cu distribuirea lor sau cu... Nu am avut niciodată sesizări, fapt care mă face să cred că lucrurile merg ok. În momentul când apare o sesizare, vă spuneam, dom'le, undeva e o chestie. Nu am avut. Nu am avut, iar copiii au beneficiat de acele produse. Deci, în concret, noi să votăm pentru neasumare. Neasumare să și asume Consiliul Județean. Să rămână în continuare. Să rămână, da. Da. Nu, să nu se înțeleagă că acele produse nu vor ajunge la copii. Da. Dar sunt asumate de Consiliul Județean. A
Atunci putem să punem la vot proiectul de hotărâre. Dar da. Cine este pentru, vă rog frumos? Da. Cineva împotrivă se abține ceva cu 10 voturi pentru sau aprobat. Da. Domnul secretar, așadar, toate cele 4 puncte fiind dezbătute, declar ședința închisă.